Bună seara, bine m-a regăsit! Începem în această seară un nou serial săptămânal. Deci am început unul de epistole, numit Epistemologia Epistolelor, în care uh, intenția mea nu este să uh, uh, fac mai mult altceva decât să prezint un anumite sâmbure al gândirii lui Pavel, care transcede dimensiunea cultic religioasă și care a avut un impact puternic în gândirea vestului și în gândirea modernă. Pentru ca să găsim cuva o relație cu această gândire, noi, acei uh, oameni care am absorbit uh, modernitatea și ne-am trezit într-o străini în bisericile noastre, dar străini și în lumea care, uh, care nu este cu totul la noastră. Da? Uh, acest serial pe care îl încep uh, are ca titlu Încăutarea certitudinii pierdute. Și aș vrea să nu să ofer un răspuns în alb și negru, asta nu vei oferi niciodată. Un răspuns definitiv nu vei oferi niciodată, ce mai degrabă să inițiez un proces de gândire, de căutare a unei certitudini pe care am pierdut-o. Și firește că certitudinea pe care am avut a fost falsă, a fost naivă, a ignorat, de fapt, atât dialectica gândirii de 2000 de ani în, în, în creștinism și în vest dar a ignorat multe informații și date științifice, a ignorat, a ignorat contradicțiile din propria noastră credință și argumente logice împotriva ei și a, suntem într-o într falsă dilemă, folosesc chiar să acest termen, în sensul că această falsă dilemă a plecat în mod special din lumea anglosaxonă și mai ales din Statele Unite. În ce sens? În lumea anglosaxonă a existat un curent de gândire foarte empirist și o așa numită școală analitică critică, care s-a distanțat de, de restul gândirii universale, pe care a numit-o gândire continentală. Acum, aia este specifică americană. Uh, și anglosaxonă, în general. Ei se consideră tot universul. Și tot ceea ce este în afara acestui tot univers, acestui univers anglosaxon și mai ales american, este considerat oarecum un colț de lume. Așa că gândirea universală este numită de ei gândire continentală. Uh, și Iar uh, implicația este că gândirea universală este cea anglo-americană. Ei bine, lucrurile bine să spun că nu stau așa. Însă, cert este că îi domine internetul și de cei care au o specială, o cultură de Wikipedia, de, de YouTube, mai ales că mulți dintre aceștia nu pot să citească în franceză sau germană sau alte limbi, uh, sunt foarte influențați de această gândire. Și în ce constă această gândire? Există o, o puternică notă empirică, care refuză să treacă de datele empirice într-o interogație ontologică asupra lumii, așa cum face gândirea continentală. Pe de altă parte, există acea școală de gândire numită logică-analitică, care consideră că singura interogație filozofică legitimă este cea care se referă la limbaji. Uh, și nu, 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 deci nu, nu la lume, ci la limbaj. Uh, filozofia, uh, ontologia, disciplinele ei, mă rog, istorice, toate sunt, de fapt, un studiu al limbajului. Și din de acest studiu al limbajului, orice întrebare despre Univers este nelegitimă. Uh, nu, nu toți care sunt influențați de această curent de gândire sunt conștienți de rădăcinile ei. Dar există o dimensiune ideologică aici, foarte puternică, și anume această gândire ferește, de fapt, sau protejează un anumit sistem. Anume o investigare critică a societății bazate pe consum și pe capital și pe bani, care este tipic societatea anglosaxonă și în care uh, uh, legea uh, nu ignoră noțiunea de bine și rău. Deci, important este să fie legal, nu să fie bine sau să nu fie rău. Aici e ceva ce anglosaxonii au împrumutat de la evrei, de la teologia talmudică, adică să găsești aspectul legal și nu te interesează aspectul de la bine și rău universal. Și, bineînțeles, o, o interogație cu privire la ontologia fenomenului social. Ce este de dedesubt? Ce, ce formează individul într-o societate? Ce determină subiectul într-o societate? Toate aceste întrebări au fost uh, blocate uh, din motive ideologice pentru că uh, societatea este redusă la bani și consum și la legile ei și bineînțeles cum spune un cântec al lui Ramstein, All in America uh, America is wunderbar, Coca-Cola sometimes war. Deci cam asta este ideea. Uh, 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 deci uh, această școală de gândire și această ideologie creează un anumit ateism care este foarte bine reprezentat de Butler Russell în mare măsură, dar și mă rog tot respectul pentru Butler Russell ca gânditor, vreau să spun, nu și matematician, dar eu judec fenomenul sub aspect social acum. Butler Russell și așa numitul nou ateism. În general, ideea este că tot ce trece de faptul pur, empiric, este o bazaconie. Și tot ce trece de, orice interogație care trece de o simplă analiză a limbajului, iarăși este, mă rog, gândire continentală. Deci ontologia și nu și are sensul aici. Este o, o problemă mult mai delicată, mai ales pentru că cei care au contestat această, această filozofie au ajuns să fie, mulți dintre au ajuns să fie clasați cu Sisteme totalitare, cum este marxismul sau chiar nazismul, cum este cazul lui Heidegger, care a fost un membru cu carnet al Partidului Nazist și a considerat că nazismul trebuie să apere design, ființa cu fumare, de americani și de sovietici. Bun, aceasta este deci o aripă. Cealaltă aripă care se rezolvă ca reacție este fundamentalismul religios. De ce a apărut fundamentalismul religios în America și nu în altă țară? Bine veți spune că a apărut fundamentalismul islamic. Nu! Noțiunea de fundamentalism a apărut în Statele Unite la începutul secolului 20. și uh, nici catolicismul, nici protestantismul istoric nu au fost fundamentaliste. Cu siguranță că islam este fundamentalism în alt sens, este prin natural, lui fundamentalist. În sensul că se consideră că Coranul a fost dictat de Mohamed și uh, nu există interpretarea Coranului, uh, o interpretare centralizată a Coranului, uh, omul este uh, invitat să se întoarcă la litera Coranului, de fiecare dată sau eventual la uh, maximele învățaților islamici, făcute tot pe bază de Coran sau prin tradiție. Dar cert este că creștinismul, de fapt, nu are natura islamului. Deci creștinismul nu pleacă de la, de la un text care este considerat uh, dictat, decât în uh, sec, la începutul secolului XX în, uh, între fundamentaliștii creștini. Și de ce a apărut acest fundamentalism în Statele Unite? Uh, pentru că, practic, atunci când uh, orice interogație teologică, ontologică, uh, filozofică este delegitimizată, în mod normal, acesta rămâne monopolul religiei în sensul cel mai anti-intelectual al cuvântului și mai neanalitic al cuvântului. Și aceasta este, de fapt, religia americană. Bineînțeles că mulți dintre noi care ne întâlnim aici pe oxigen provenim dintr-un astfel de mediu. Și nu spun că nu sunt lucruri bune în el, nu sunt lucruri bune în această religie americană. Să nu uităm că în timpul Revoluției spre spre de continent, biseric biserica creștină sau bisericile, dacă vreți, sectele protestante, au fost de partea Revoluției nu au fost adepte statul ca pe continent. Sunt lucruri bune, care trebuie încă păstrate. Însă există această, această dilemă între o, o, filozofie care refuză orice discurs ontologic, orice interogație cu privire la sensul existenței și o religie care dă aceste răspunsuri în modul cel mai neanalitic și mai antiintelectual. Așa că era normal că noi să am niște false certitudini. Când spun false certitudini, înțeleg două lucruri. Mai întâi că uh, certitudinile bazate pe tradiție sau pe emoție religioasă, pe trăire mistică, nu sunt certitudini. Trebuie să apezi la rațiune. Și când ajungem la rațiune, există un exercițiu foarte, foarte defectos al rațiunii în uh, aceste biserici neoprotestante americane, care, de fapt, în, sunt legate de respingerea modernității. Așa că în această seară voi face o scurtă introducere la această, pentru această căutare a certilor pierdute, mă rog, dacă cineva vede aici o, o paralelă cu căutarea timpului pierdut al poate că poate fi, poate să fie și o căutare a timpului pierdut pentru între noi. Dar cert este că aș vrea să plec de la uh, de la, de la în, în modernității. Pentru că certitudinile au fost pierdute odată cu apariția modernității. Și când spun de aceste certitudini, nu mă refer că odată cu apariția modernității am pierdut încrederea în tradiții sau în folclor. Nu. Vorbesc de faptul că odată cu apariția modernității care începe să mijească prin secolul XIV, de fapt, uh, uh, mai ales în Irlanda uh, și în lumea engleză. Odată cu apariția modernității, noi începem să pierdem niște certitudini ale raționalismului creștin. Și în această seară să ne ocupăm de raționalismul creștin și de falsele certitudini și să vedem cum au fost pierdute. Și care a fost răspunsurile pe care le-au căutat gânditori creștini începând din secolul XVII, de din secolul 16, pentru a înlocui certurile pierdute ale raționalismului creștin. Dar să începem cu începutul. Raționalismul creștin se trage din raționalismul grec. Și, de fapt, putem spune că raționalismul grec este egal raționalism la timpul său. Ce este rațiunea? Cuvântul rațiune, Vine de la latinul ratio, care înseamnă măsură. Și asta ne arată foarte clar originile ra ra rațiunii, uh, ra ra rațiunii, rațiunii care se găsesc în raționalismul, și a noțiunii de rațiune, care se găsesc în geometrie. Uh, cuvântul grecesc logos pleacă, este de fapt uh, echivalentul grec al latinului ratio și înseamnă iarăși măsură. Uh, rațiune înseamnă măsură. Uh, rațiunea are ca model geometria euclidiană. Hai să fiu mai clar, mai specific. Rațiunea greacă, mai rațiunea grecilor clasici, are ca model geometria euclidiană. Uh, Lucrul acesta se poate vedea clar într-un dialog pe care vă recomand să-l citiți, Meno, al lui Plato. Este un dialog foarte interesant în care Plato dispută sofistul Meno cu privire la posibilitatea intelectului uman de a cunoaște adevăruri universale. Uh, și Meno, ca sofist, firește, că respinge acest lucru. Am mai amintit lucrul acesta, știu că l-am mai amintit, da? dar aveți răbdare cu mine. Deci Meno dispută acest lucru și argumentul lui Socrate este că un sclav al lui Meno, needucat în geometrie, poate să rezolvă, ajutate întrebări socratice o problemă de geometrie. Deci adevărul geometric este universal. Și există o concluzie puțin pripită pe care o trage Socrate, că omul se naște cu adevările universale în suflet. Asta este aș vrea să spun, o, o iluzie sau dacă vreți în măsura în care este adevărat adevărul este adus cu picioare pe pământ de Darwin când spune că de fapt când Plato spune că sufletul se naște cu adevărul născute dintr-o existență anterioară existență în trup. Darwin complexează read monkeys for preexistence citește mai mulți în loc de preexistență. Deci, mă rog, există anumite modele de percepție a realității care sunt produsul evoluției și pe care le avem în comun cu alte mamifere superioare și care, care sunt baza unor elaborări ulterioare intelectuale. Și cumva la asta s-ar fi referit Platon, Platon nu se referă la aceasta. Plato se referă la ideea că sufletul are adevăruri universale născute despre bine, despre frumos, despre bine și rău, adevăruri universale, nu adevăruri adaptative. Socrate nu este foarte convins de ideea aceasta că este născut, dar insist asupra faptului că adevărul poate fi cunoscut de om. Omul poate să cunoască adevăruri universale prin rațiune. Deci pe aceeași metodă prin care se poate rezolva o problemă de geometrie, se pot rezolva probleme de filozofie, de etică, de estetică, apelând la adevăruri universale pe care le putem înțelege prin rațiune. Este o mare, e un imens alt înainte în evoluția omenirii și este probabil una dintre cele mai importante descoperiri pe care a făcut-o omul istoria lui, descoperirea rațiunii ca și cale spre adevărul universal. Acum aș vrea să spun, când spun de geometrie, eu nu înțeleg geometria cum o practicau babilonenii sau egiptenii, și niciun caz cum o practicau evreii. Care spuneau că o sfoară în jurul bazilului Solomon de, de, era de 30 de coți și sfoara întinsă în diametru de 10 coți. Și asta este geometria biblică. Geometria babiloniană, sau și asiriană și cea egipteană, era mult mai avansată decât cea biblică dar nu a ajuns la unde a ajuns grecii, care din câteva axiome fundamentale deduc pe bază pur logică toate proprietățile corpului geometrice, fără să apreze la măsurătoare. Deci asta este ideea rațiunii. Și grecii descoperă un mare adevăr pe care Platon îl prezintă splendid în mitul cavernei. O să vă mă întorc chiar și puțin la Plato, la Republica și vă reamintesc mitul cavernei pe care probabil mulți îl cunoaște și de multe ori eu însuși am vorbit despre el. Anume, ideea este că într-o peșteră stau oameni închiși, legați în lanțuri, cu spatele la intrare și ei văd pe, pe peretele din fața lor tot felul de umbre. Și cred că aceste umbre sunt reali, sunt, au substanță reală, dar de fapt ele sunt umbrele unor lucruri reale care sunt în afara peșterii. Uh, ideea poate să ducă la tot felul de speculații metafizice și a fost foarte îndrăgită de mistici în toate timpurile, de idealismul filozofic, dar are un, o, o substanță de adevăr. Și anume, substanța aceasta de adevăr este că simțurile nu ne conduc la adevăr. Ci rațiunea ne conduce la adevăr. Nu? Deci, uh, uh, proprietățile geometrice nu pot fi, uh, nu pot fi uh, niciodată uh, înțelese sau aflate prin măsurare. Nu există nicio, nicio măsură atât de exactă care să ne arate care sunt proprietățile geometrice ale corpurilor. Ele se deduc pur logic. Acesta este adevărul grecilor. Rațiunea este cala spre adevăr. Și bineînțeles că creștinismul, în prime, deja din secolul II, a avut un conflict cu gândirea greacă. Și am vorbit puțin la ontologia epistolelor de ideea revoluționară a lui Pavel. Dar acum vreau să las pe Pavel la o parte, să mă refer la părinții bisericești vis-a-vis -vis de filozofia greacă. În ce sens a avut creștinismul conflict cu filozofia greacă? Gândirea greacă nu poate da un criteriu pentru a verifica autenticitatea unei pretenții istorice. Deci, cum ar fi să zic Vechiul Testament. Gândirea greacă nu avea alt criteriu pentru a face diferența între. Mit și realitate decât apelul la autoritate, în sensul că eu avea mai multe încredere ce a spus un preot egiptean sau ce a spus Solon sau ce a spus un filozof grec, decât în legendele populare. Deci este o gândire elitistă, dar nu are un criteriu al adevărului istoric. În același timp, gândirea greacă nu este știință încă. Singurul aspect științific al gândirii grecești este geometria, bineînțeles, astronomia. Și hai să recunoaștem logica, știința logică care începe cu Aristotel. Dar dincolo de aceasta, gândirea greacă nu are criteriul uh, uh, adevărului științific, dar are cri criteriul adevărului universal care este rațional. Și uh, de la început, părinții bisericești au simțit că trebuie să satisfacă uh, gândirea greacă pentru a oferi certitudini raționale vis-a-vis -vis de Evanghelia și religia creștină. Așa că creștinismul începe să dialogueze în termenii filozofiei grecilor. Acum există la greci o, o mare iluzie pe care Bartle Russell o numește greșeala grecilor. Și această iluzie constă în faptul că structura universului este aceeași cu sintaxa propoziției. Mă rog, există aici o, o greută de adevăr, în sensul că sintaxa propoziției uh, reflectă uh, structura Universului, într-un anumit sens. Uh, dar uh, grecii au mers mai departe cât atâta. Grecii au crezut că pot uh, să găsească dincolo de Univers, dincolo de, fi, de natură, adică de Fizis, dincolo de fizică, uh, dincolo de fizică în greacă, metata fizică, da? Uh, înseamnă dincolo de fizică și de aici vine cuvântul metafizică. Deci, dincolo de universul fizic, văd să găsească o realitate eternă, care să o deducă logic. Și descrierea acestei realități se face strict pe baza structurii uh, sintactice a propoziției. Adică, orice propoziție are subiect și predicat. Așa că orice lucru, în termenul Aristotele, are un subiect, o substanță. Substanța este ceea ce stă de sub, ceea ce se află sub lucruri, și ceva ce apare la suprafață, care este predicatul. Am vorbit puțin la epistole despre aceasta, dar a, astăzi vreau să mă refer la un aspect fundamental al a, iluziei grecilor. Anume, spuneam la epistole că dogma Trinității a, este bazată pe iluzia grecilor. A, noi vorbim despre Dumnezeu ca un subiect cu anumite predicate. și, a, Deci, practic, extrapolând structura. Uh, propoziție noastre asupra, asupra lui Dumnezeu. Uh, există o observație foarte interesantă făcută în timpurile moderne de Ludwig Wittgenstein, anume că, într-adevăr, uh, structura limbajului nostru reflectă uh, logica lumii. Și asta face ca lumea să fie inteligibilă în limbaj. Dar, de fapt, noi nu avem un limbaj ca să descriem această structură în sine. Și, ca atare, lumea în totalitatea ei nu poate fi descrisă și dacă lumea are un sens, acest sens este, trebuie să fie în afara lumii și este neinteligibil pentru noi. Mă duc la Grecia acum. Deci grecii nu erau conștienți de acest lucru. Erau convinși că lumea, sensul existenței este inteligibil. Și o să mă refer la, o să vin mai clar la problema teologică. Culmea acestui curent de gândire are loc se, mă rog, se întâlnește nevul mediu în teologia lui Thomas Agvinas, Thomas d'Agvino, care are un subcapitol numit teologia naturală. În ce constă teologia naturală? Agvinas consideră că Dumnezeu ni se revelă în mod special, ne descoperă în mod special anumite adevăruri care nu pot fi descoperite pe rațiune. De exemplu, ne nu putem descoperi pe rațiune adevărul despre jertfa lui Isus, despre întruparea lui Isus, despre, mă rog, minunile lui și așa mai departe. Dar putem descoperi prin rațiune care este binele și răul, putem descoperi prin rațiune existența lui Dumnezeu, putem descoperi prin rațiune nemurirea sufletului, Frește, acestea sunt iluzii, aș vrea să spun. Nu mă refer la bine și rău. Cred că putem descoperi prin rațiune ce este bine și răul, că binele și răul fac parte din lumea noastră. Dar Acvenaț crede că prin rațiune putem descoperi adevăruri teologice, transcendentale, cum ar fi existența unui suflet nemuritor, existența lui Dumnezeu. Mai mult decât atâta e pe care, prin deducție logică, el face tot felul speculații despre îngeri și despre Dumnezeu și despre voința lui Dumnezeu și despre cum a fost Adam și cum a fost primul om și de ce a fost așa și de ce n-a fost altfel. Și totul are o logică formală perfectă. Dar el uită un lucru. Anume că un silogism valid logic nu este neapărat și adevărat. Uh, silogismul valid logic este adevărat dacă premisa e adevărată, dar ar trebui pleacă de la premise pe care o poate verifica. Și uh, iluzia cea mai importantă asupra căreia vreau să insistem în mod special în seara aceasta. Deci cred că acum ajungem la punctul care ne interesează în discuția noastră de acum și din, uh, din prezentările viitoare. Uh, Principala problemă uh, care crede Agvinas că o putem descoperi prin rațiune este ceea ce îl numește cauza finală. Motivul pentru care există lucrurile. Anume, uh, în studiul unui fenomen, Agvinas spune, plecând de la Aristotel, că există două cauze. Cauza eficientă și cauza finală. Cauza eficientă este ceea ce face un obiect să se miște, de exemplu, sau să fie, sau să aibă anumite structură. Deci, dacă eu mișc pixul ăsta, da? Acum mă zgres pe, pe hârtie, da? Cauza eficientă este mâna mea care mișcă pixul și dacă vreți să merg mai departe, în teologia lui Agvina este sufletul meu care mișcă mâna mea și mâna mișcă pixul și pixul asorbă pe hârtie. Asta e cauza eficientă. Dar întrebarea este de ce mă zglesc eu pe hârtie? Scriu ceva, da? Ce scriu în această clipă? Adevărul este că eu mă zglesc pe hârtie pentru că așa gândesc mai ușor, nu scriu nimic, dar întotdeauna că mișc pixul, pe, să, cred că stimulează conexiunea între neuron sau, poate o simplă iluzie, nu știu. Dar așa mi se pare mie. ce este că e o cauză finală și motivul pentru care eu mișc mâna, motivul, cauza finală, este supraordonat cauze eficiente. Pentru că mâna și creierul și, sau sufletul, dacă vreți, sau pixul nu s-ar mișca dacă n-ar exista un motiv în mintea mea. Or, acoperirea de aici o trage o concluzie care aș vrea să spun că l-a costat foarte scump pe Galileo și care m-a costat și pe mine geabu. Da? Deci, nu, nu, nu mă considerați un megaloman că mă așez lângă Galileo acum. Însă, aceeași teologia lui Agvina l-a costat pe Galileo arestul la domiciliu și stresul cu Inchiziția și m-a costat și pe mine foarte multe discuții cu care n-au fost stresante. Mie, pentru mine n-au fost stresante, au fost pentru alții stresante cu un panel de la Andrew și din administrația bisericii și m-a făcut să-mi pierd geabul. Dar cu diferența este că în 1630 Agvina putea să fie încălat în serios. Da? În 2013-2014 nu mai avem scuza asta. Ce este, care este problema aceasta care l-a costat pe Galileo procesului? Ideea este că atunci când suntem un fenomen, cheia înțelegerea acestui fenomen nu este cauza eficientă, ci cauza finală. Pentru că noi putem înțelege cauza finală, de acolo putem deduce cauza eficientă, fiindcă cauza finală contează primul și după aceea cauza eficientă. Deci cauza finală trebuie subordonată cauza eficientă. Eu să vă dau două exemple. Unul din procesul Galileo, altul din propria mea experiență recentă. Deci, când a avut loc uh, afacerea Galileo în Italia, uh, Galileo i-a invitat pe profesorii de logică de la Universitatea din Padova să privească prin telescopul său și să vadă că Jupiter are patru sateliți. Să privească, să vadă că luna are munți și că soarele are pete. Da? Nu mai vorbesc de alte lucruri mai, mai complicate. Dar acestea se puteau vedea imediat, fără să trebuiască să mergi de aici la o concluzie, mă rog, să folosești o deducție logică sau model matematic. Se observau. Și uh, profesorii de logică, uh, intoxicați de Aristotel și de Aquinas, au refuzat să se uite. Nu, nu vreau să vadă. De ce vreau să vadă? Pentru că contraziceau ceea ce știau ei despre cauza finală a Universului. Deci, care este cauza finală a Universului? De ce există șapte planete? Luna, Soarele și încă cinci planete vizibile pe Cer. Pentru că cifra șapte este sfântă. Oh, are o legătură cu cele șapte zile ale creației. Frește care legătură. Da? Deci motivul pentru care există șapte planete este fiindcă cifra șapte sfântă, fiindcă și Dumnezeu a făcut lumea în șapte zile. Și șapte apare de mai multe în Biblie. Așa că cifra, cifra, cifra șapte este sfântă. E normal să există doar șapte planete. Bun. Aici aș vrea să introduc un termen numit Malo Camus, despre care voi vorbi câteva minute mai târziu. Lamalocamus Locamus ne spune că explicația cea mai simplă este probabil cea mai adevărată. Explicația cea mai simplă este că avem șase, șapte zile ale săptămânii, din cauza că avem șapte planete, și nu invers. Este explicația logică. Și de aici universalitatea săptămânii. Cele șapte planete sunt universale. Toți oamenii le-au observat. Da? Presupun că n-a existat civilizație care să nu fie observată. Văd că există șapte planete. Șapte, cuvântul planetă însemnează vagabond în greacă. Da? Șapte vagabonți. Care circulă pe cer în, în orbite, uneori destul de haotice. Și ca atare, dacă fiecare zi este dedicată uneia une dintre acești zei vagabondi, numiți planete, atunci ajungi logic la săptămâna de șapte zile. Și firește că dacă sunt șapte planete, numărul șapte este sacru. Deci, lucrurile sunt invers, dar uh, uh, profesor de logică, și sună uh, ironic că erau profesor de logică, Consideră că nu pot exista patru sateliți ai lui Jupiter, pentru că aceasta ar duce numărul planetelor la 11. Și pe deasupra ce sens are satelița lui Jupiter. Da? Deci, soarele, luna și stelele au un scop. Care este scopul lor? Am văzut că sunt șapte, fiindcă șapte este cifra sfântă, e cifra lui Dumnezeu. Așa cum în superstiția lor cred mulți dintre frații și surorile noastre. Dar, soarele, luna și stele există pentru o cauză. Motivul pentru care există este să fie luminători în întinderea cerului. Și dacă există satelița lui Jupiter care nu luminează pământul, care este sensul lor? Mai mult decât atât, Galileo privește la calea lactee și vede că sunt stele pe care nu le vezi cu ochiul, le vezi doar cu telescopul. Care este rostul acestor stele dacă nu luminează pământul? Se poate găsi un rost. Moody l-a găsit, știți. Când sufletul pleacă de pe pământ, până la cele distanță mare, și are nevoie de lumină. Așa că stelele care le vedem decât cu telescopul, ne spune Moody, sunt lumini pe care Dumnezeu le-a așezat în cer ca să călăuziască sufletul spre cer. Foarte frumos sună lucru acesta, da? Deci avem o cauză finală și atunci putem accepta în sfârșit și galaxia, putem accepta și, și mai multe planete, până și Elenoid, când a mers pe Orion, bănuiesc că a fost călăuzită de sateliții lui Jupiter, pe care i-a numărat, dar nu i-a văzut pe toți. Însă, întrebarea este, atunci ce facem cu găurile negre? Ce facem cu radiația ta la Universului? Ce facem cu alte fenomene din Univers? Ferește că pentru toate se poate găsi o cauză finală. Problema însă este, că noi nu putem pleca de la cauza finală să explicăm cauza eficientă. Or asta făceau uh, profesorii de logică din timpul Galileo. Plecau de la cauza finală. Stelele, uh, planetele reflectă cifra sfântă a creațiunii șapte, sunt uh, oarecum un mesaj scris de Dumnezeu pe cer că lumea a fost făcută în șapte zile și din cauza aceasta nu pot să existe pe Jupiter. Uh, stelele sau satelița la Jupiter, uh, Corpul corpurile au fost făcute să lumineze și din cauza aceasta heliocentrismul este o noțiune falsă. Uh, luna nu poate avea munți, fiindcă cum îi spunea cardinalul Belarmin, de Galileo, astăzi pui un munte pe lună, mâine, pui un om pe lună. E bine, cardinal Belarmin, am ajuns și acolo ca să punem un om pe lună, da? Ideea nu e chiar de absurdă. Soarele nu poate avea pete, fiindcă soarele este simbolul perfecțiunii lui Isus, și luna este simbolul curăției fecioarei, și de-aia nu poate să aibă munți pe ea și așa mai departe. Trec peste toate acestea. Cert este că motivul pentru care Biserica Catolică a respins teoriul Galilei a fost un motiv filozofic și acest motiv filozofic a fost legat de noțiunea de cauză finală. A fost un motiv rațional, cu alte cuvinte. Cum a trecut în timpul nostru? Dumnezeu este iubire, spune Dwight Nelson. Dumnezeu nu putea să facă lumea prin procesul evoluției. Ce rost ar fi avut? Că Dumnezeu a tot puternic și îl poate să-l facă dintr-o dată toată, orice ființă vie. De ce ar face Dumnezeu? De ce ar folosi Dumnezeu un proces natural degradant? De ce am venit noi din moluște? Din mai multe, de exemplu. Ce rost ar avea tot acest proces? În momentul când negăm evoluția sau negăm milioane de ani, Dumnezeu nu putea să accepte milioane de ani de suferință, de, de, de luptă pentru existență, de moarte, pentru că este contrar naturii sale. În momentul acesta, noi plecăm de la ceea ce știm noi despre Dumnezeu, sau credem că știm despre Dumnezeu, și de acolo deducem cum trebuie să fie lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Sau, ca să fiu mai clar, noi plecăm de la cauza finală pentru ce există Universul, pentru slavă lui Dumnezeu, pentru fericirea noastră, adaptată la viața noastră, și de acolo tragem concluzia cum trebuie să fie Universul. Dar mi zis că universul nu este așa cum concludune noi că ar trebui să fie. Și atunci îl băgăm pe Satana. pe păi, a intrat și Satana și mai puște mâna. Văd o discuție cu uh, ultima panel de discuție la care am participat, un profesor de teologie și cu doctorat în filozofie la Universitatea Chicago, mă rog. Uh, a, mi-a pus o întrebare. Mi-a zis, cum pot da oamenii slavă lui Dumnezeu, dacă cred că Dumnezeu a folosit procesul evoluției pentru a crea lumea? E, procesul evoluției implică moartea. Cum pot oamenii da slavă lui Dumnezeu, unui Dumnezeu care folosește moartea pentru a-și face lucrarea și chiar suferința? Și din cauza asta a spus el în prima surie în spune, temiți-vă Dumnezeu și dați-i slavă. Deci nu poți să predici prima solie îngerească și să crezi în evoluție, mi-a zis el. Și ca atare trebuie să alegi între a predica prima solie îngerească sau a accepta evoluția ca un fapt. I-am dat următorul răspuns. Mi-a zis doctor, în toate lucrurile știți mai bine decât mine. În teologie, în filozofie, în exergeză biblică știți mai multe decât mine. Există un singur domeniu în care eu știu mai bine decât dumneavoastră. Eu știu motivul pentru care refuză oamenii, mai ales tineretul, să dea slavă lui Dumnezeu. Nu din cauza Evoluției, ci din cauza Vechiului Testament. Atâta vreme cât Vechiul Testament este acceptat literal ca exprimând voința și mintea și caracterul lui Dumnezeu, câtă vreme poruncile din Vechiul Testament vin de la Dumnezeu și uh, normele Vechiului Testament sunt date de Dumnezeu ca fiind normele ideale după care să conducă omul. Acest Dumnezeu este respins ca un monstru. Așa că aici avem două, două situații. Ori acceptăm Vechiul Testament literal și respingem pe Jehova ca pe un monstru, ori nu acceptăm Vechiul Testament literal. Asta nu înseamnă neapărat neapăr că îl alegorizăm, ci mai degrabă că a a acceptăm o influență cultural-istorică în Vechiul Testament și, în situația aceasta, și geneza este produsul unei gând gândiri. Cultural, istorice, limitate, care conține un mesaj, un mesaj care este relevant și trebuie înțeles, dar în același timp nu poate să fie considerat factual. Și, ca atare, nu e nicio problemă teologică între teoria evoluției și uh, credința Biblie. Uh, dar o să mă întorc la problema lui Agvinas și la iluzia greco-scolastică, așa cum o rebotez acum. Deci am vorbit de iluzia grecilor, la care adăugăm iluzia scolasticilor. Că plecând de la niște noțiuni teologice, noi putem deduce cum este lumea, care sunt atributele ei, pentru că acestea le deducem prin silogisme din intențiile lui Dumnezeu, pe care noi le înțelegem tot pe bază rațională. În secolul XIV a apărut modernitatea. Modernitatea este via modernă, opusă la ceea ce numeau ei via antica. Și este foarte interesant că cuvântul modernitate a avut de la început un sens peorativ. Pentru că via modernă sau calea nouă a fost un peorativ pe care i-au folosit adepți la via antica. Aici a fost, această via modernă a avut mai multe aspecte, inclusiv în arhitectură. Elementul esențial a fost așa, așa numită ceartă a universalilor. Deci, așa cum spuneam în Grecia, a fost primii care au susținut că pe bază rațională putem ajunge la adevăruri universale. Întrebarea este, sunt aceste adevăruri universale doar în mintea noastră sau sunt consubstanțiale cu realitatea obiectivă? Să reformulez întrebarea mai, mai, mai clar. Întrebarea nu este dacă aceste adevăruri universale reflectă sau nu lumea. Ferește că o reflectă, altfel lumea nu ar fi inteligibilă. Dar întrebarea este dacă există o co-substanțialitate între ele. Pentru că dacă sunt cosubstanțiale, atunci când noi facem deducție logică, noi înțelegem lucruri pe care nu le-am văzut, nu le-am investigat științific, pe bază pur speculativă. Or, cearta aniversarilor care apare în secolele 13 xiv este o, un conflict filozofic în, în principal în gândirea scolastică, deci implicit în teologia catolică. E un conflict între călugări, dar călugări învățați. Cu privire la natura universalilor, sunt conceptele și ideile semne ale realității exterioare sau sunt conceptele și ideile ceea ce spunea Platon, niște entități ontologico-metafizice care sunt reflectate în lumea din jurul nostru. Dacă vreți, putem pune probleme altfel. Sunt conceptele din mintea noastră și ideile din mintea noastră cumva uh, o, 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 reflexie sau o replică a conceptelor și ideilor din mintea lui Dumnezeu, pentru că atunci face sens platonismul, da? Deci ce sunt ideile platonice? Idei care a avut Dumnezeu în minte. Dumnezeu s-a uitat și a spus lumina să fie numească zi, întunericul să fie numit noapte, să facem o întindere, să fie numită cer, să fie păsări, să fie animale, să fie om după chipul și asemenea noastră, să fie femeie care să nu fie chiar om, să fie așa oarecum subumană, un ajutor potrivit pentru om, să fie șarpe, să fie pom și așa mai departe. Asta a fost concepte în lui Dumnezeu. Și sunt și concepte în sunt foarte logice. Aia se numește cer, aia se numește lăcustă, ăla se numește apă și sunt o anumită relație între ele. Ok. Deci, Oarecum, nu, nu, nu pe degeaba, filo din Alexandria, Clemen din Alexandria, spunea că Moise, de fapt, a venit, fost înaintea lui Plato și că Plato nu face decât să repete ceea ce a spus Moise în geneza. Dar, din acești călugări, numiți moderni sau nominaliști, și spun că, de fapt, noțiunile și ideile noastre nu sunt substanța realității, ci sunt semne, simbolul ale realității cu care noi operăm. Și de aici tragem câteva concluzii. Mai întâi, prima concluzie este că metafizica este o iluzie. Că nu există o știință a ceea ce este dincolo de lumea reală. Există o interogație cu privire la ceea ce este dincolo de, de lumea fizică, dacă vreți. Există o interogație cu privire la sensul existenței, dar nu există o știință. În sensul că această știință, bazându-se doar pe. Logică formală pe, relații, pe analiza relațiilor între concepte abstracte nu poate să ne descopere ceea ce este real dacă aceste concepte sunt doar semne ale realității obiective. Însă, acești nominaliști nu erau, în primul rând, interesați de metafizică, ci de teologie. Fiindcă, sub aspect metafizic, trebuie să recunoaștem că marea realizare a modernității este că a fost un pas înainte în evoluția rațiunii. rațiunea a trecut de la metafizică la știință. Nominaliștii sunt cei care au pus bazele științei moderne, bazele filozofice ale Și nu întâmplător, Roger Bacon, a nu se cu Francis Bacon, a fost cel care a, care a fost un călugăr nominalist, a fost cel care a descoperit primul spectru luminii, Rogweiss. Și pentru asta a, Mărtă pușcărie, fiindcă uh, a explicat ce este curcubeu. Și noi știm că curcubeu a fost pus de Dumnezeu ca un semn al legământului său cu noi. Nu trebuie să îl analizăm, să spunem noi din ce este făcut, că asta e primul pas spre ateism. Deci uh, aici uh, avem uh, o, o, o deschidere spre știință uh, în care racinea refuză să mai ocupe de, de metafizică și începe să studieze lumea reală începe să caute o metodă pentru a descoperi adevărul științific sau cel mai nou adevăr științific. Dar numele aici au călugări. Pe ei interesa primul teologia. Și uh, cel mai proeminent părinte al nominalismului este William Ockham sau Ockhamus numele latinizat uh, de la care avem faimoasa uh, lama lui Ockham, explicația cea mai simplă, cea mai apropiată de adevăr. Dar fapt, e formulat puțin altfel. Uh, anume, ce spune Ocamus, este că orice explicație trebuie să plece de la cât de mai puține axiome, de, de la, de cât de mai puține presupoziții, pentru că înmulțirea acestor axiome nedemonstrabile face decât să mărească confuzia. Și uh, afirmația lui se aplică în primul la teologie. În ce sens? O cam susține că noi, de fapt, nu putem înțelege ce este Dumnezeu sau cine este Dumnezeu, nu putem înțelege ce este în mintea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu putem stabili o relație între ideile din mintea noastră și ideile din mintea lui Dumnezeu. Nu avem niciun acces la gândurile și intențiile lui Dumnezeu. Nu putem cunoaște voia lui Dumnezeu și scopurile sale. Aici pică cauza finală. Deci, ca să, înainte ca să mergem mai departe la concluziile Ocan, vreau să înțelegem foarte clar că odată înlăturând se cauza finală, a fost drumul deschis către studierea la cauza eficientă. Și știința studiază cauza eficientă. Dar, repet, pe o se interesează pur teologia. Și ca atare, noi nu putem cunoaște voia lui Dumnezeu cu la mântuire. Asta e concluzia îngrijorătoare pe care o trag nominaliștii în evul mediu. De, unde, ce nu le putem cunoaște? Nu uitați, vă rog, că uh, drumul mântuirii, calea veche, via antica, este bazat pe două lucruri, Biblia și rațiunea. Certitudinile sunt bazate pe rațiune. Or, certitudinile raționale cu la mântuire. Deci noi bazăm ideea de mântuire pe anumite idei de dreptate divină și ne dăm seama de ce Dumnezeu poate mântui pe unii și nu poate mântui pe alții și ce-i place lui Dumnezeu, ce-i place lui Dumnezeu. Fără că Dumnezeu este drept și dacă Dumnezeu este drept, însemnează că Înțeleg, nu ține de dreptate, el trebuie să acționeze conform dreptății umane. Și e, din cauza aceasta, noi ne dăm seama cine poate să fie mântuit, cine nu poate să fie mântuit. Acum, Iisus a vorbit pentru păcătoși, adevărat, dar omul trebuie să pocăiască. Și de aici facem un pas mai departe. Noi trebuie, în mod rațional, să înțelegem că pocăința asta e reală. Și de aici, penitența pe care biserica, o, o pe bază rațională, o prescrie păcătosului. Dar, o cam spune că noi nu știm nimic despre Dumnezeu și argumentul este cartea lui Iov. Cartea lui Iov în care, de fapt, Iov contrazice noțiunea de dreptate divină și Dumnezeu e drept de dreptate lui Iov, nu de dreptate prietelor săi. Și ca atare, de unde știm cum putem fi mântuit? Mântuit și o cam răspunde că probabil, probabil, deci aici apare termenul de probabilitate pentru prima oară într-un discurs teologic. Probabil, Dumnezeu va mântui pe cei care fac totul pentru mântuirea lor. Ceea ce nu este în niciun caz o certitudine, ci o probabilitate. Deci o cam schimbă o certitudine cu o probabilitate. Nu putem cunoaște, dar este probabil că Dumnezeu va mântui pe cei care, conform unor de bine, de rău, de dreptate, fac totul pentru mântuirea lor. Aici, acesta este un impas teologic. Nu are de-a face cu filozofia, cu știința, ci cu teologia. Dar acest impas teologic este radical important pentru uh, gândirea modernă. Însă, din punct de vedere teologic, asta însemnează prăbușirea unor certitudini. De exemplu, uh, ca, ca oameni moderni, plecând de la faptul că suntem oameni moderni în sensul în care nominalismul este modern, noi nu putem să spunem de ce există Universul. Nu putem să spunem de ce există lumea nu putem spune care este scopul evoluției omului sau al Universului. Nu putem spune care este scopul vieții și lumii. Nu avem nicio certune logică pentru aceasta. Ferește că noi cei care nu suntem modern, noi cei din biserici nu suntem moderni, suntem via antica. Ferește că nouă ni se pare că avem aceste răspunsuri pe pază pur logică, să la o parte Biblia. E o chestiune de bun simț. Și avem aceste certitudini de bun simț sau logice pentru că noi nu am analizat în adâncime cum a avut medievali aceste noțiuni, să ne dăm seama că de fapt se bazează doar pe, 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 pe percepțiile noastre sociale. Da? Țin minte în, uh, un prezbiter din uh, o comunitate de țară care spunea că și-ar dori ca fetele de la cor să pieptene așa cum, vrea Dumnezeu, cum îi place lui Dumnezeu. Da? Și l-am întrebat de unde știe cum îi place lui Dumnezeu. Și a zis că este normal că lui Dumnezeu nu îi place ca fetele să aibă breton, ci să aibă coc, pentru că nici nouă nu ne place și nouă ne place invers. Deci, există această confuzie realistă în, în principiu, realistă în, sens, în, în, în sensul uh, disputei universalelor, că ceea ce am eu în minte este ceva ontologic, ceva ce este și mintea lui Dumnezeu, cea, ce, ceva ce este universal valabil. Și această iluzie stă la baza foarte multor certitudini pe care le-am dat și la. Nevoia noastră de certitudine, noi vrem niște răspunsuri de, 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 de genul, vreau un argument uh, logic, uh, uh, un argument logic uh, uh, definitiv uh, care să răspundă la cutare sau la cutare întrebare. Și aceste argumente nu există pentru motivul spus de nominaliști. Noi nu avem acces la înțelegerea voinței lui Dumnezeu, punct, da? Bine, dar avem Biblia. Nu e chiar atât de simplu cu Biblia, da? Deci, Biblia nu ne descoperă nimic din intențiile lui, lui Dumnezeu, aș vrea să spun față, față de noi. Asta este o altă iluzie. Și atunci, ce facem în această incertitudine? Ceea ce trebuie noi să facem este nu să reinventăm roata, să căutăm noi certunii. Trebuie să începem prea merge înapoi în timp la cei care au căutat răspunsul la criza nominalistă. În principal au fost patru răspunsuri. Un răspuns a fost mistica. Uh, mistica pe care uh, teologia răstăritare o practica de multe vreme, dar acum le scopere și apusenii. Mistica abandonează logica și tu spui că ai o certitudine pe baza contemplației mistice, o viață de un anumit exercițiu în uh, spiritual și o anumită disciplină monahală, te duce acolo încât să, să ai e, dincolo de rațiune, în mod irațional, o certitudine. Și când spun irațional, nu înseamnă ceva din cu de rațiune, ci dincolo de rațiune. Da? Deci această e, contemplare mistică a voinței lui Dumnezeu. E, au avut-o Grecie înainte de creștinism, neoplatoniștii, platini, au avut-o în Asia, au avut-o alții în extrem orient, dar cert este că a avut o biserică ortodoxă, a avut o maestră Eckhart în apus și școala mistică europeană. Filozofic a avut-o Ludwig Wittgenstein, deci perioada romantică a fost dominată de această de mistică față de realitate. Deci mistica este un răspuns oferit of la criza nominalistă în apus în secolul XIV. Celălalt răspuns este umanismul. Umanismul apare plecând de la ideea, tot în secolul XIV, prin Petrarca, de la ideea că Trebuie să încetăm, a, teologii trebuie să înceteze a încerca să l înțeleagă pe Dumnezeu. Și mai degrabă trebuie să ne ocupăm de cel care este chipul și acesta este omul. Dar nu ne vom ocupa de om ca unii care plecăm de la cunoașterea lui Dumnezeu ca să definim omul. Adică viețile sfinților, de exemplu, da? care sunt, sunt prezidați ca modele nu de oameni, ci de oameni în îndumnezeiți. Și mai degrabă vom pleca de la modele clasice. De exemplu, Petrarca scrie despre viața lui Scipio Africanu sau viața lui Cicero, deci modele de virtute civică la romani, la greci și prezentăm aceste modele ca modele de oameni adevărați. Și de aici începe un interes pentru studii clasice și pentru texte vechi, care a fost foarte erodnic, dar umanismul a avut o limită de la început. Umanismul a dus la opere de arte excelente în timpul renașterii, la o nouă știință adus pentru prima dată la, la studiul științific al textului, prima analiză critică a autenticității istorice a unui text, care a dus la descoperirea falsurilor donaților Constantin sau altor falsuri, cum sunt scrisoarea lui lui Pilat către Pilat și așa mai departe, falsuri privind viața lui Isus, dar a dus la prima traducere critică prima ediție critică a noului testament făcută de Erasmus și apoi traduceri critice ale Bibliei făcute de Luther, care au fost staturile științifice. Deci a avut un, uh, umanismul a avut uh, o contribuție mare în teologie și în educație și în societate în general, însă umanismul a avut o problemă. Umanismul n-a fost științific. Umanismul a ignorat -o de una cunoașterea științifică și asta este încă caracteristic multor ai artelor liberale care privesc, au ajuns, mai ales în timpul noastre postmoderne, a ajuns să privească știința ca pe un alt mit sau ca pe simplă literatură, din cauza că, în general, umanismul a privit oarecum cu un anumit dispreț aristocratic cercetarea științifică. Există alte două răspunsuri care sunt fundamentale și pe care le vom căuta. Unul dintre ele este luteranismul. Ce este luteranismul? Luteranismul este o întoarcere la Pavel din cauza studiului ontologia epistolelor și încercarea de a regăsi o certitudine nu uh, în raționalismul scolastic ci în credință. Dar această credință să nu fie confundată cu uh, cu, să nu fie cu credința în înțeles vulgar. Uh, Umanismul, nu, luteranism, luteranismul, acceptă că voința lui Dumnezeu este impenetrabilă pentru rațiune. Vreau să fac aici o paranteză. Există unele texte care sunt scoase din context în care Luther vorbește împotriva rațiunii, că era că este o, o terfă, care se uită spre Atena și că rațiunea trebuie călcată în picioare de credință. Și mulți dintre adepții noului ateism le iau și le pun pe Wikipedia sau pe nu știu ce site și spun, uite ce idiot a fost Luther. Luther când vorbește despre rațiune, vorbește de faptul că rațiunea nu poate fi un instrument pentru cunoașterea cauzei finale, în sens scolastic, pentru înțelegerea voinței lui Dumnezeu. Luther nicio clipă nu susține ideea că rațiunea nu este un instrument uh, potrivit pentru a îl cunoaște lumea aceasta. El vorbește despre pretențiile teologice ale raționalismului. Să fim, deci, clar. Deci, Luther acceptă teza lui Ocan că nu putem cunoaște determinarea lui Dumnezeu și nu putem înțelege calea mântuirii. Dar Luther nu acceptă cealaltă concluzie a lui Ocam că Dumnezeu va mântui pe cel care face totul pentru mântuirea lui. Și de ce nu acceptă? Pentru că Luther timp de 10 ani a încercat în fiecare zi să facă totul pentru mântuirea lui în mănăstirea din Erfurt și în fiecare zi a ajuns la concluzia că n-a făcut totul, că mai putea face încă ceva. Și deci își dă seama de absurditatea răspunsului lui Ocam. Așa că Luther găsește un alt răspuns numit Saltul Credinței. El consideră că voința lui Dumnezeu trebuie acționată prin credință, fără să fie înțeleasă. Și, și Biblia pentru Luther. Pentru Luther, Biblia nu este o carte care îți dă informații despre istorie sau despre lume și nici măcar precepte necesare pentru viața aceasta sau precepte obligatorii pentru viața aceasta. Probabil că cei care Uh, nu înțeleg pe Luther sau pe Luther doar, prin prisma Marii Lupte. Înțeleg că Luther a citit ceva în Biblie, a înțeles că trebuie să nu te închin la icoane, că trebuie să nu te închin la papă, dar nu a înțeles că trebuie să ții și sabatul, de exemplu. Cam asta înțeleg, uh, așa vulgarizează mulți dintre noi uh, luteranismul. Dar nu asta a fost ideea. Uh, pentru Luther, Biblia nu este, de fapt, informație, pentru că Luther re respinge de acerațiunea, poate avea acces la voința la Dumnezeu. Deci nu este o informație despre voința lui Dumnezeu Biblia. Biblia este un mediu prin care credința este infuzată în sufletul omului. Și atunci când Luther redescoperă ontologia lui Pavel, anume că voința umană se unește cu voința divină, chiar dacă nu o înțelege. Și voința divină devine voința umană. Și aici vede Luther rezolvarea acestei probleme. Acum, luteranismul a avut mari implicații seculare. În secolul XVIII, secolul XIX mai ales, în filozofia germană, filozofia clasică germană. Așa că nu vă grăbiți să-l dați la o parte ca fiind ceva pur cultic și religios, pentru că toate to aceste stele care au scripit pe cerul Europei, începând din secolul XVIII, au fost, de fapt, niște o, o formă de Celaltă, pat patru, a seculariza luteranismul. Celălalt, al patrulea răspuns este Revoluția Științifică, de care nu vreau să mă ocup acum și care în special este pleacă de la filozofia lui Descartes. Ceea ce caracterizează pe Descartes este o teză care este comună cu Luther. Și în ce constă această teză cu care vreau să închei? Certitudinile nu trebuie căutate în afară, ci în lăuntru. Singura certitudine pe care avem este spiritul uman sau voința umană. Despre asta știm că există gândesc de ce există, spune Descartes, da? Și răspunsul trebuie căutat, intrând în noi și înțelegând care este relația acestei voințe cu Universul și cu Creatorul, fiindcă am de un Dumnezeu. Pentru Luther este credința, pentru Descartes este rațiunea, dar rațiunea altfel decât au înțeles-o grecii. Și de aici pleacă Descartes la o nouă cerțiune rațională. Las plutări la o parte, fiindcă mă ocup oricum de la epistole. Dar mai ales pentru că întrebarea de care la care am plecat este căutarea unei nociutări raționale, în sensul că vrem o mărturie a rațiunii care să susțină credința noastră. Și acesta a fost și preocuparea lui Descartes. Care este rolul rațiunii în via modernă? care rolul rațiunii după ce iluzia grecilor, după ce scolasticismul, după ce metafizica, ontologia greacă, după ce această iluzie că structura lumii este egală cu structura cu sintaxa vrazei, că gândurile lui Dumnezeu, conceptele, că Dumnezeu are conceptele și ideile și limbajul nostru și că atare noi operând cu aceste concepte putem să înțelegem voia lui Dumnezeu și de acolo bineînțeles că putem să înțelegem cum este Universul și așa mai departe. Această uh, certitudine falsă s-a prăbușit. Și această certitudine antică, de fapt, din, falsă certitudine antică, din nefericire, se regăsește în creaționismul științific și în inteligent design în timpul nostru. Și, deci, creaționismul și inteligent design s-au întors la ceva care a fost abandonat încă din secolul XIV în, în, gândirea vestului sau în partea progresist, cea mai progresistă a gândirii vestului, via modernă. Descartes este primul care încearcă să caute un răspuns ca un creștin, crescut într-o școală iezuită, care intenționează să-l locuiască pe Aristotel în studiul în școlile iezuite. Un catolic și un soldat, de altfel, dar om cu vederi libere, prieten cu foarte mulți protestanți. Și Descartes încearcă să regăsească certitudinea pierdută a rațiunii, re, redefine rațiunea într-un mod în care nu l-au înțeles grecii. Și aș vrea să, să repet, motivația lor de capte este în primul rând teologică. Este, pe el, el caută ceea ce căutăm noi acum. O certune pierdută pe care vrea să o regăsească. Vă mulțumesc, ne revedem săptămâna viitoare. Vom continua, sper, săptămâna la acest, acest seminar.